Bun găsit! Astăzi vom afla istoria primului lăcaș de cult din Cluj-Napoca, care se afla în vechiul sat Mănăștur. Biserica Calvaria a fost ridicată pe ruinele unei mănăstiri benedictine. O altă curiozitate legată de biserică este faptul că s-a bucurat de privilegii papale încă din secolul al XII-lea. A fost odată ca niciodată un voievod înalt, voinic și chipeș, care domnea peste valea râului Someș. Acest războinic, numit Gelu Românul, a construit o cetate unde se ascundea de cei care îi voiau capul. La aproape două secole după moartea voievodului, pe locul vechii cetăți a fost ridicată o abație. Istoria bisericii Calvaria începe cam în secolul al XI-lea. Avem trei obiective principale: biserica, cetatea și mănăstirea. Deci nu le-am spus în ordine. Oricum, suntem pe un platou pe care s-au realizat primele construcții ale Clujului. Este centrul comitatului Cluj și avem ca dovadă efectivă un document care amintește de Toma Comite de Cluj din 1173. Aici era sediul comitatului. Vezi că este o înălțime considerabilă, care domină tot cartierul de astăzi a Bănășturului. Bineînțeles că acum 1000 de ani diferența de nivel era și mai mare. Oamenii de atunci, clujenii de atunci de aici, au construit palisade și întărituri și cu valuri de pământ era un zid de cam 16 metri în partea de sud, est și vest. Pentru că partea de nord nu avea nevoie. Pe lângă aceasta aici erau mlaștini. Și erau, cum să zic așa, un sistem defensiv natural. De la această mănăstire, Monoștor sau Monasterium în limba latină, vine numele întregului cartier, sau înainte a fost sat, Mănăștur, că numai din 1895 va fi un cartier a Clujului. Calvaria este un cuvânt care apare în conștiința clujenilor ceva mai târziu și este acea ridicătură care o avem la intrare și unde este o capelă închinată Mariei și lui Isus, realizată în 1831. Datorită faptului că era la oarecare altitudine și că în acea perioadă, în 1831, biserica și mănăstirea erau în ruină, clujenii i-au spus Calvaria, de la calvarul dus de Isus, cele 14 opriri, când a fost și crucificat. De fapt, Calvaria înseamnă căpățână, este traducerea Golgotei, Golgotă, care în limba ebraică înseamnă tot căpățână, și este înălțimea în care a fost înmormântat Adam și crucificat Iisus ca să răscumpere păcatele primului om. Deci totul e simbolic. Și în conștiința clujenilor a intrat simbolic Calvaria, dar de fapt nu e Calvaria. Calvaria, deci în mod normal, numele oficial era Mănăstirea Benedictină Sfânta Maria, Monasteries Benedicto Maria Virginis de Cluj, adică din Cluj. Ăsta era titlul oficial. Dar și aici este o problemă. Nu este prima, construcție. Prima construcție se pare că este o cetate a lui Gelu, a voievodului Gelu din secolul IX. Care... Aici a fost cetatea, chiar aici? Da, în zona asta, acum nu chiar aici unde filmăm. În zona asta a fost cetatea, sigur că da. Păi uite-te ce strășea astăzi, vezi Mănășturul, vezi, e o strategie extraordinară, un punct strategic extraordinar. Și ceea ce amintește în Gesta Hungarorum, cronicarul anonim al regelui Ungariei Bela al III-lea, spune că Gelul, voievodul român Gelul, s-a retras după bătălia de la Căpuș la o cetate de lângă Someș. Acum asta ce este cea mai aproape de Someș? Și dă bâcă aproape de Someș, la vreo 10 km. Așa că putem spune că asta a fost cetatea. Ulterior, regalitatea maghiară își stabilește aici sediul comitatului. Adică ce era comitatul, să înțeleagă telespectatorii noștri? Un fel de județ și în frunte era un comite, sigur, un nobil numit de rege, cam echivalentul unui prefect de astăzi. Și toate este pitorească această istorie acestui loc. În 1068 este distrus locul de către o populație numită peceneci. Acești peceneci de origine turcică au dat mult de furcă populației autohtone, au și conviețuit cu ei și cu manii. Și în 1068 distrug locul. După acest eveniment dramatic, în cetatea veche a sosit un grup de bărbați îmbrăcați în haine negre. Aceste personaje au stârnit invidii în toată Transilvania. Regii maghiari vor aduce aici călugări din ordinul lui Benedict, adică
Benedict de Nursia, acesta a fost un italian care s-a născut în această Norcia de astăzi în Italia, în secolul 5, a decedat în secolul 6 și este un ordin călugăresc extrem de important pentru Europa. Din punct de vedere al situării lor în Europa, Clujul se pare că este extrema de răsărit unde s-au așezat ei acest ordin. Acum, când au venit aici? Aici este o controversă. Nu exact. Unii spun că în timpul regelui Bela I, alții spun că în timpul lui Ladislau I, Ladislau cel Sfânt, alții spun în timpul lui Ștefan cel Sfânt. Se pare că, oricum, în secolul al XI-lea, această abație a fost stabilită aici. Deci, coexistau abația și comitatul. Ei, ce se întâmplă? Abatele de aici a fost înzestrat cu o serie de moșii, o serie de sate de astăzi, cum ar fi Apahida, cum ar fi Floreștiul. Apropo, Apahida îi vine numele de la Apahida, deci asta ar veni podul abatelui, pentru că aici era un abate care avea ca titluri echivalente și ca putere a episcopului de Alba Iulia. Deci așa putere avea acest abate din această abație benedictină. El răspundea numai direct arhiepiscopului din Ungaria de Esztergom sau de Strigoniu. Și asta sigur că a creat invidia acestui episcop de Alba Iulia. Și în dreptul creștinesc au avut loc niște lupte și niște jafuri. Se știe treaba asta că episcopii de Alba Iulia, nemulțumiți că acești abați aveau niște drepturi extraordinare, ei luau dijma, ei luau toate drepturile. Deci nu le tot treaba pecuniară și bogăția. Și se știe din documente, un din secolul 13, un episcop, Adrian, atacă, distruge, îl ia prizonier pe abatele acestei mănăstiri, atâta știm că avea inițiala L. Presupunem, cum îl chema, Laurențiu, Ladislau, nu știm. Asta ar fi o treabă mai interesantă este că abatele, adică episcopul Wilhelm, vine aici, aruncă în Someș toate prerogativele și drepturile primite de la papalitate, de la regii maghiar și arde documentele primite de la papalitate. Ce zici tu, ce sugestiv? Ce-i dat de Dumnezeu e ars, ce-i dat de rege aruncat în apă, acest episcop. Deci, până la urmă, a fost o luptă între abații de aici și episcopii de Alba Iulia. Sigur, papa de la Roma a luat apărarea acestui abate, căruia i-a dat ca semn de putere inelul și mitra. Mitra este un fel de semn care arată, care l-au episcopii, arhiepiscopii. Și inelul, la fel. Și deci era la rang egal. Bineînțeles că mai fricțiunile au mai continuat. Ele au fost rezolvate foarte frumos, istoria e foarte interesantă, așa le rezolvă, cum nu-ți dai seama, a venit marea invazia tătarilor, care a făcut zop totul. Deci a făcut zop și localitatea de aici, Cluj, și Clujul, care era încă sat. Deci, atenție, avem de-a face cu două Clujuri. Bine, la un moment dat sunt trei Clujuri. Era Clujul ăsta de aici, de care vorbim, Cluj, loc închis, și Clujul, oraș, care își avea perimetru în piața muzeului de astăzi. Deci putem să spunem că e o diferență de cam 3 km. Oh, și între Cluj oraș și Clujul abații au avut loc multe lupte, rivalitate. Ce se întâmplă? După invazia tătarilor, nu se știe nimic de mănăstire sau de biserică. Se pare că aici, mănăstirea, avem date la sfârșitul secolului al XIII-lea, pentru că un lucru foarte interesant. Aici era un fel de notariat. Era un convent în care toate actele oficiale din comitatele din partea de nord a Transilvaniei erau emise, semnate. Aici și-au făcut ucenicia o serie de viitori cancelari ai voievozilor și ai regilor maghiari și ai voievozilor de Transilvania. Gândește-te, a fost un fel de școală în mănăstire. În centrul acestei istorii stă o biserică care a fost îngropată câteva secole. Biserica, se pare că era o biserică mai veche. De unde știm lucrul acesta? Din 1970 au avut loc niște săpături arheologice realizate, merită să amintesc, doi arheologi care au cam fost uitați, Petre Iambor și Ștefan Matei, care
descoperă o rotondă. Rotonda era o biserică în stil romanic, sigur, rotondă de pe un perimetru rotund. Cam 8 metri, 8-69 metri avea, dar sub rotonda asta era o biserică cu 3 nave. Bine, rămășițele, normal, cu pronaos, naos și corul sau ciringul, altarul. Deci știm că a existat o biserică romanică, pe urmă rotonda. Pe urmă, ulterior, s-a realizat o biserică în secolul al XIV-lea, începe construcția și în 1508, de fapt pe una din plăcile de pe intrarea de astăzi a bisericii scrie 1508 s-a realizat noua biserică, dar de data asta în stil gotic, cu două turnuri, cum le vezi acum. Foarte interesant. Ceea ce vedem noi acum este o copie aproape fidelă a bisericii de atunci, din secolul XVI. Ea, asta care o vedem noi acum, este realizată în 1896. O să mă întreb de ce știu anul. Ea, a fost un an când au avut loc o serie de construcții în Regatul Maghiar și, bineînțeles, și în Cluj, în sensul că era anul mileniului, adică sărbătorea 1000 de ani de venirea maghiarilor în zona în care locuiește astăzi și în statul de atunci. Și atunci s-a construit această biserică, încă o dată cu hramul Sfânta Maria. Cât a durat să se construiască această biserică? Care dintre ele? Asta recentă? Păi n-a durat mult, pentru că au fost corul și sacristia erau cele vechi, din secolul XV. Imediat o să-ți povestesc ce s-a întâmplat cu biserica. Și foarte interesant, datorită acestui fapt, și construit este o biserică realizată, fii atentă, stil neogotic, fără contraforturi. Ai văzut la Biserica Sfântul Mihail, la Biserica Reformată, dar era făcută, deci când am vorbit de Ulița Lupilor, și aia este toate cu contraforturi, dar asta nu are, e ceva inedit a acestei biserici. La un moment dat, între zidurile mănăstirii a fost ascuns un bărbat. De aici încolo a mai fost un pas până la un adevărat conflict între călugări și laici. Eugenia au un conflict cu călugării de aici și recunosc că locul acesta e mai vechi, dar urmărind ei aici un nobil din Suceac, bineînțeles, ca pretext, unde ăsta se refugiază aici în mănăstire, îl iau prizonier, îl și decapitează, pentru că avea dreptul, nu putea iau cumva, pentru că era nobil. Dar ce este foarte interesant? Unul dintre clujenii, pentru că aici a fost o alianță între clujeni și floreșteni. Atunci Floreștiul se numea Feneșul Săsesc. Și prima localitate, satul din jurul acestei biserici și mănăstiri, era prima dată locuit de germani. Pe urmă au venit românii, ca în secolul XI, în număr mare în zona asta. Nu că nu existau, sigur că existau și erau mulți, dar nu puteau să intre în oraș datorită confesiunii ortodoxe. Și atunci s-au așezat în mănășturi. Ăștia strămoșii vechilor mănășturieni de astăzi. Deci au aproape 1000 de ani vechime. Ei, ce vreau să spun? Unul dintre combatanți din Cluj era Martin. Martin și Gheorghe, făuritorii statuii Sfântul Gheorghe din fața Bisericii Reformate de astăzi. Deci acest sculptor era unul dintre asediatorii acestui loc. Bun, între timp, ce se întâmplă? După marea invazie a tătarilor, comitatul își mută sediul de aici la Liteni. Liteni, un sat în județul Cluj, și aici rămâne numai mănăstirea și biserica, bineînțeles, care va fi construită. Acum, mănăstirea era un ansamblu și vezi colinele astea care le vezi acum. Astea nu sunt naturale, exact cum ți-am zis și la cetățuie. Ele sunt ridicate de către locuitorii de aici. De ce? Pentru că era clar că în acea perioadă, și mai ales această mănăstire care era foarte bogată, ce se întâmplă? Un alt episod este cu Matei Corvin. În general, Ordinul Benedict erau numiți aici abați reprezentanți, dacă să vezi politica și biserica și atunci. De ce spun treaba asta? Pentru că la un moment dat șefi ai mănăstirii benedictine au fost numiți laici. La un moment dat aici, în perimetrul acestei mănăstiri,
are loc o conspirație împotriva lui Matia Corvin. Ei și ridică niște ziduri, dar cu la ironie ce ți și istoria asta, repetă a doua oară revisiunea asta, nu trece mult timp și Matia Corvin le distruge zidurile datorită faptului că foarte mulți membri ai nobilimii și chiar reprezentanții mănăstirii au participat la acest complot când au vrut să-l pună ca rege al Ungariei pe voievodul Transilvaniei. Ce se întâmplă? El a venit aici, a făcut o demonstrație de forță. Unii spun că clujenii au participat la complot, unii, alții că nu, și de aceea zidurile mănăstirii au fost dărâmate la cererea clujenilor. Alții spun că, de fapt, și clujenii ar fi participat la complot. Nu prea cred că dacă ar fi participat, ar fi fost sancționați, iar Matia le dă o serie de privilegii. Sigur, eu am zis ambele ipoteze, ambele opțiuni. Ce se întâmplă? În anul 1566, sorți de izbândă au reformații, reforma. Ordinele călugărești sunt desființate, averea lor trece în patrimoniu, să-i spunem, a statului. Deci aici dispar. Dar, foarte interesant, odată cu venirea familiei Bathory, mănăstirea este dată altui ordine care noi am vorbit, al iezuiților. În timpul lui Cristofor Bathory. Și acești iezuiți aici vor înființa o școală în 1579 cu rang înalt, care în 1581 o vor muta în Cluj și este baza actualei, sau hai să-i spunem așa din glumă cu ghilimele de rigoare, strămoașa Universității Babeș-Bolyai de astăzi. Deci, acel colegiu academic cu rang de universitate aici a fost pentru prima dată. Sigur, iezuiții au mai avut o școală la numărul 9 pe calea Mănășturi de astăzi, unde astăzi funcționează o bisericuță greco-catolică. Da. De-a lungul timpului, pe dealul Calvarii au fost ridicate mai multe edificii. Între zidurile lor s-au adăpostit nu doar fețe bisericești, ci și aristocrați și nobili care veneau în oraș cu treburi secrete. Imobilele mănăstirii erau mai multe. Și aici se va face un castel în locul lor. Biserica rămâne cum rămâne. Sigur, nu a prea fost îngrijită. Mă refer mai ales la secolele 17-18. Dar acel castel care este aici este dat de voivoz oamenilor lor de încredere. Până la urmă, și imobilele mănăstirii, și clădirea bisericii, cea din 1508, care a fost în floare secolul 16-17, s-au degradat. La un moment dat vor fi depozite de grâne și chiar depozite de muniții în timpul stăpânirii austriece. Dar, de aici, în 1818, când s-a construit, când s-au pus bazele actualului liceu Bathory, fost numărul 11, fost romano-catolic, pietre, bucăți din aceste construcții de aici, din biserică, au fost folosite în cadrul acelor construcții care le avem astăzi în centru. Anul 1818, deci era la pământ, s-a și gândit după această dată episcopul de Alba Iulia, mai ce să facem, că nu putem reface asta, o dărâmăm. Și dărâmând-o, aici au rămas foarte puține lucruri de atunci, de asta îți voi spune când voi descrie biserica imediat, vor reconstrui în 1896. Ce rămâne din vechea biserică? În fața acum, când filmăm, avem această statuie a Mariei cu pruncul. Este originalul din secolul 16. Avem portalul. Portalul nu e originalul. Originalul portalului este la lapidariul Muzeului de Istorie. De asemenea, ca avem două plachete în care primele originale sunt scrise în limba latină, dar administratorii acestui edificiu religios au fost destul de inteligenți să pună și în limba germană, și în limba engleză, și în limba maghiară, și în limba română traducerea din limba latină. Aici vedem de acea biserică din 1508 stipulat. De asemenea, piese de rezistență. Pe partea de sud avem sus, o să vedem noi, avem un leu funerar. Acum unii spun, iară sunt două opțiuni, că acest leu ar fi fost de fapt din perioada romană, o statuie încastrată în zidul de sud, alții dimpotrivă că făceau parte din cadrul primei biserici, aia de care am vorbit noi, că a fost cu trei nave, înaintea rotondei. Da, se poate, dar leul era și simbolul regalității maghiare. Deci, în general, regii maghiari își puneau amprenta, între ghilimele amprenta, sigur, emblema pe aceste construcții. Avem un lucru iară foarte important. Un cadran, un ceas
din, de la mijlocul secolului al XV-lea. Și în grafie gotică mică, minusculă, scrie abatele Antonius, deci Anton, sau Antol, sau cum era numele său, și este primul ceas, cel mai vechi ceas, care la razele solare îți arată ora exactă. Bineînțeles, n-are diferențe de fus orar cum le folosim noi acum. Deci este clar, este iar o piesă de rezistență. O altă piesă, adică alte două piese sunt, mai repet, este corul. Dar stai, înainte să zic de cor, s-a mai găsit un fundament, stâlp al vechii biserici, deci prima, care reprezintă un tip cu barbă înconjurat de niște animale fantastice, pisici cu un fel de dragoni erau, foarte interesant, tipul stă foarte liniștit în sculptură, tot la lapidariu îl vedem, la lapidariul Muzeului de Istorie. Dar ce este foarte important la treaba asta? Exista o școală de sculptură în stil romanic aici, în Cluj, în secolul al XIII-lea. Dacă pășești pragul lăcașului de cult, ai ocazia să admiri obiecte care datează din Evul Mediu. Aici vedem cum arăta o arcadă din secolul al XVI-lea, tocmai în sacristie, încăperea în care preotul se pregătește pentru a sluji la altar. Interiorul bisericii, cum am mai zis, nu este atât de bogat ca alte biserici catolice, dar are niște piese de rezistență. În primul rând, hai să începem cu locurile sfinte, sacristia. Sacristia, ai văzut portalul, portița pe care am intrat, este cea din secolul al XVI-lea, ai văzut și ogiva în formă de cruce, tot din secolul XVI, în interiorul sacristiei. Corul, baza corului, care ai văzut, este tot al vechii biserici. Și ați mai zis, biserica, probabil am spus, dar nu-i nimic, dacă mai repet, nu are contraforturi. De asemenea, deasupra, adică pe pereții bisericile sunt puse cele 14 opriri al Domnului Iisus, de fapt Via Dolorosa, adică drumul spre Golgota, foarte bine realizate, din bronz. Și ele au fost puse acolo în anul 2008, în preajma acelei sfințiri a bisericii de 950 de ani, care am vorbit, care a avut loc în anul 2010. De asemenea, este o orgă, o orgă interesantă, dar ea nu este originală, este adusă de la Biserica Evanghelică din Daia și este făcut tot de acel, noi am mai vorbit de el, de Metz, de un mare meșter în construcția acestor orgi. În cadrul bisericii sunt încastrate pietre din vechile morminte. Așa este, de exemplu, piatra unui celebru iezuit, preot iezuit, Tadeus Manner, care a trăit în secolul al XVIII-lea și care a învățat foarte bine limba română. Jurul bisericii vedem morminte. Ele sunt datate secolul XIX, marea lor majoritate, dar sunt și din secolul al XVIII-lea. Inițial aici era un cimitir, cum de altfel era, hai să spunem așa, o modă în jurul bisericilor, enoriașii, care bineînțeles frecventau biserica în mod constant și care și aveau un rang superior, erau mormântați într-o criptă a bisericii, dar nu am cunoștință de cauză să fie cineva aici în ceva cripte, sau în jurul bisericii. Sigur că există și pietre încastrate, cum am amintit de acest Thomas Manner și alții, le putem identifica după nume și ce ranguri au avut. În general erau prelați sau, să spunem, sponsori importanți, să înțeleagă lumea în limbajul cotidian al acestei biserici. Este o biserică extrem de interesant, te duce așa într-o și mediu ambient din jurul ei și panorama asta mănășturului de astăzi. Așa se creează un sentiment de oază, de liniște. Și într-adevăr, parcul de aici este amenajat de așa natură, pentru că înainte era o libertate de intrare și au intrat tot felul de persoane mai mult sau mai puțin civilizate. Este un alt brand al Clujului, dar mai puțin cunoscut. Hai să spunem, poate că nu era chiar din orașul Cluj, că era din Cluj Mănășturi. Bine, e o glumă, dar astăzi este un lucru, nu știu câți turiști sunt, nu cred că sunt atât de mulți cât sunt în centrul orașului, lesne de înțeles. Dar merită vizitată.
Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.